Activitățile de selecție a candidaților ALDE la alegerile locale continuă prin întâlniri ale conducerii organizației județene cu membrii ALDE din încă 6 comune. La adunările de finalizare a fuziunii organizațiilor teritoriale din zona Târgu Bujor vor fi prezenți liderii, candidații de primar și consilierii ALDE. Noi am început pregătirile pentru alegeri. Am început deja să ne orientăm la consilieri din consilii locale la municipii, orașe, comune și la nivel de județ. Mai avem 6 localități, 6 comune în care trebuie să finalizăm fuziunea. Avem 2 comune în acest weekend și mai rămân 4. De asemenea, în duminică, la ora 11, avem la Târgu Bujor întâlnire cu localitățile arondate la Târgu Bujor, în jurul orașului Târgu Bujor, la care fiecare organizație trebuie să vină cu președintele, președinte executiv, candidatul la primar și 5-6 consilieri care vor fi pe lista de propuneri. Deci, cu aceasta, în maxim 2 săptămâni încheiem acest proces de fuziune. Președintele organizației județene ALDE spune că selecția urmează proceduri laborioase, dar raționale, care au ca scop desemnarea unor câștigători ai alegerilor locale și pentru funcția de primar și în consiliile locale. Noi suntem în curs de a face sondaj de opinie. Și după sondajul de opinie am băgat mai mulți colegi de-a noștri și după ce vom face sondajul de opinii, atunci vom discuta între noi, pentru că avem cu cine să ne consultăm între noi, sunt oameni raționali, oameni care gândesc matur și care doresc să câștigăm. După ce vom face aceste sondaje, sigur că vor fi 2 sondaje de fapt, atunci vom discuta. Sondajele de opinie privind credibilitatea candidaților propuși pentru funcții în administrația publică se vor încheia la 1 aprilie, când va fi stabilit și candidatul pentru funcția de primar al municipiului Galați, dintre 4 persoane introduse în testări. N-aș vrea să facă speculații până la alegeri, dar domnul Dima este un posibil candidat și după, eu v-am mai spus, de asta eu și apar cu dumnealui și la conferințe de presă și în județ, în fiecare localitate, ca să îl fac mai cunoscut, pentru că dumnealui este bine pregătit profesional, cunoaște problemele, acolo unde este, nu se duce doar ca să facă act de prezență, dar singurul inconvenient, cred că nu este cunoscut suficient, pentru că nu e de mult în politică.